Bine v-am găsit la Sănătos, Ieftin și Bun. Astăzi o să facem o mâncare foarte simplă, dar gustoasă. Și anume, cartofi la abur. Întotdeauna când te grăbești, când vrei să pleci undeva și n-ai foarte mult timp, omul face cartofi prăjiți. Însă eu o să vă învăț astăzi o rețetă foarte bună, sănătoasă și care seamănă într-un fel cu cartofii prăjiți. Avem nevoie de 2 kg de cartofi, am găsit din ăștia giganți, da? 2 kg de cartofi, care costă în acest moment 6 lei, 3 lei kilogramul cartofi noi. Așadar, 6 lei pentru 6 persoane. 2 kg de cartofi, mirodenii, ulei și o să vedeți puțin, o să punem și niște apă. Să-i dăm drumul la treabă. Iată, cartofii sunt tăiați ca la cartofi prăjiți, poate o idee un pic mai mare, da? Și acum vom prepara un fel de sos, un fel de bites se numește, cu ulei de măsline, da? Virgin oil, dacă aveți, ulei de măsline, cam așa, piper negru, usturoi granulat, puneți așa cam cât să acopere suprafața, boia de ardei dulce, busuioc și, cel mai important ingredient, rozmarin. Rozmarinul dă un gust senzațional. Dar n-am uitat de sare. Sare. Trebuie să fie sărat acest baiț pentru ca să ajungă la tot cu o pensulă. Înmuiem aici, amestecăm toate aceste ingrediente. După care începem să dăm pe suprafața cartofilor și apoi o să-i și întoarcem, de fapt o să-i amestecăm. Esențial este ca să ajungă peste tot. Iar dacă n-a ajuns peste tot, o să mai facem așa. Îi amestecăm frumos. Dacă știi ce bine miroase rozmarinul, e super. Observați, ei sunt puțin unși, dar nu foarte uleioși și toate celelalte ingrediente se amestecă frumos. Deci, cam aceasta este compoziția. Acum depinde cum vă place, mai sărat, mai puțin sărat. Compoziția este aceasta. O să punem cam o jumătate de pahar de apă. Am pus capacul și punem pe foc. Este esențial să fie capacul, pentru că ei se fac în abur, se înăbușă, da? Nu se prăjesc în ulei, se înăbușă. Și
verificăm din când în când, 10 minute, 15 minute, în funcție de tăria focului, cam cât este de făcut cartoful. E esențial să fie bine făcut. Adică să aveți grijă să țineți până când se moaie ușor și se poate folosi ca o garnitură sau ca un fel principal, dacă mâncați cu salată de roșii, spre exemplu, minunat. E bine ca din când în când să verificăm. Iată. Să vedem ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Trebuie să-i amestecăm. Până când vor fi foarte, foarte bine făcuți. Iată aici, cartofii sunt gata. Foarte buni pentru a fi degustați. Vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să ne sugerați ce alte rețete ați dori să facem. Până săptămâna viitoare, sănătate și la revedere!